în toată țara, în Ziua Mondială a Sănătății, a fost recunoscută și plătită ca atare, la Spitalul Județean. S-a găsit, să-i spunem, o găselniță, da? O mică șmecherie, prin care persoanele care au lucrat, fie în regim de 24 de ore, deci gardă dublă, și persoanele care au lucrat în serviciu normal, să nu fie retribuite cu plata orelor în regim dublu, ci să-și poată lua zile libere. Nu știu cât este de legal, am apelat și la consilierul juridic al unității și sperăm să dezamorsăm acest conflict, pentru că nu este normal ca la Botoșani să existe o altă lege și o altă interpretare a codului muncii.